Bravo! Bravo, echipa mea, succes! Dar bănuiesc că ați alergat pe aici, numai cu bicicleta, primul zi, vă place locul? M-a alergat cu bicicleta, da. Și așa, pe jos? Da, nu. Nu prea alergați? Nu. Numai biciclist? Dar mai aveți timp de bicicletă. Foarte puțin. Păcat. Bine și așa. Pe cât de loc. Să susțin echipa în care aleargă soția mea, Carmen, dar am venit să susțin competiția, evident. Încă este una care deja are tradiție în Sibiu, este pentru un scop bun și încurajez. M-am bucurat când am auzit că la ediția din acest an s-au înscris foarte, foarte mulți participanți. Înseamnă că a prins la public și este un lucru important. Foarte, foarte important să încurajăm oamenii să facă mișcare. Dar îmi face mare plăcere, mă simt foarte bine după alergat și cu atât mai mult pentru că astăzi am alergat pentru o cauză deosebită, pentru Spitalul de Neonatologie din Sibiu, pentru bebelușii noștri care sperăm să aibă o viață normală și pentru zâmbetele lor și îmbrățișările și mânghierile lor, facem orice. A fost grea cursa? E plăcută, nu e ușoară, dar m-am antrenat 2 luni jumătate și sper să fie tot mai bine și tot mai ușor de acum încolo. N-aș vrea să renunț. Dacă ajută Domnul și mă simt bine în continuare, continui. Mai frumos tenisul sau mai frumos alergat? Fiecare cu frumusețea lui. Și vă invit pe toți să participați, fie la alergat, fie la tenis sau orice sport care vă face plăcere, pentru că e spre sănătatea și binele nostru al tuturor. Cât ați 5 km și 25, cam așa ai cursa noastră. Dar cel mai mult cât ați alergat până acum? Cel mai mult 6 km și ceva. Dar timingul nu a fost chiar reușit. Ne vedem la sub, vorbim la telefon și ne vedem.